Primul sportiv care intră în ring are 40 de ani, vine din București, este legitimat la Sebe Box Club și este pregătit de Mugurel Sebe. La amatori are 204 meciuri disputate, dintre care a pierdut doar 14. La profesioniști are un palmares de 13 meciuri disputate. Intră în ring și boxează în colțul albastru, Constantin Armenga! Constantin Armenga, așadar, domnilor și domnilor, în colțul albastru, 40 de ani. Adversarul său are 39 de ani, vine de asemenea din București, este legitimat la dinastia Niță, este pregătit de Alexandru Bombardierul Niță, campion național de Thai Box, Ushu, Kickboxing și Jiu-Jitsu. În boxul profesionist a disputat 6 meciuri. Intră în ring și boxează în colțul roșu, Marian Brato! În colțul roșu, Marian Bratu, domnule și domnule, 39 de ani, este un sportiv mult mai complex. Este campion național de Thai Box, Ushu, Kickboxing și Jiu-Jitsu. Iată, luptând acum pe reguli de box cu un boxer profesionist. Este vorba de Constantin Armenga, 40 de ani. A avut 204 meciuri la profesioniști, dintre care a pierdut 14. Și el cu un raport frumos. Are 13 meciuri la profesioniști. Arbitru în ring, același Ionuț Bratu. Ambii sportivi au shorturi negre, o dungă albă pe shortul lui Armenga. Se vede garda lui Armenga, mult mai de boxer profesionist. Bratu este un obișnuit al sporturilor de contact, nu un specialist în box. Și are cu totul altă gardă. Da? Unul dintre sportivi și-a pierdut proteza. Nu. Trebuie să-și lege și returile. Este vorba de Constantin Armenga. Este component al clubului Box Club Sebe și este antrenat de Mugurel Sebe. Folosește alungea superioară Armenga. Calculați cei doi sportivi. Nu și-au riscuri în această primă repriză. E intrat o lovitură lui Marian Bratu.
Da, publicul cere luptă. Ceva mai hotărât Marian Bratu. Da. O lovitură destul de largă a lui Armenga. Da, a început să sufle cam tare Constantin Armenga, 40 de ani. Un blocaj acolo. A intrat aproape Marian Bratu. O primă repriză mai mult de tatonare, fără nimic notabil pentru niciuna dintre părți. Îl avem în imagine pe Constantin Armenga, acum pe Marian Bratu, în colțul roșu. Ne pregătim pentru repriza a doua. Da, nu se prea poate apropia Marian Bratu, ține foarte bine stânga de întâmpinare Constantin Armenga. A intrat aproape de această dată Marian Bratu. Da. Se apropie Bratu, însă nu are mai multe lovituri pregătite, să lege lovituri. Din nou Constantin Armenga are probleme cu una dintre ghete. O lovitură bună prinsă acolo de Bratu. Au renunțat cei doi la tatonare și au trecut la luptă. De aici încolo, cred că orice se poate întâmpla. Totuși suntem la categoria 85 de kilograme, loviturile sunt destul de dure. Da. Ceva serii ar trebui lui Marian Bratu să intre aproape și să încerce ceva serii.
Așa cum v-a spus, el însă nu provine din box, ci este un luptător în adevăratul sens al cuvântului. Este campion național de Thai box, de Wushu, kickboxing și jiu-jitsu. Da. Bratul a arătat că a fost lovit după ceafă. Publicul din Giulești nu a uitat de fotbal, bineînțeles. Ține acolo, ține bratul. I-a prins brațul stâng lui Armenga. Da, ceva mai multă încrucinare în această repriză. Revedem cele mai bune momente. Aici a fost o lovitură bună prinsă de brațul. Armenga mult mai în defensivă în această repriză. Aici a reclamat Marian Bratu că a fost lovit în ceafă. Repriza a treia a partidei dintre Constantin Armenga și Marian Bratu. Armenga are short-ul cu acel brâu alb. Avantaj pentru Armenga de înălțime. A refuzat aici Armenga. Deja are o rană pe obraz Constantin Armenga. Oprește cronometru Ionuț Bratu. Siguranța sportivilor este mult mai importantă decât lupta. S-a reluat. Suflă destul de greu Armenga. S-a supărat puțin Marian Bratu, să vedem dacă va transforma această frustrare și în energie. O lovitură bună la corp aplicată lui Armenga. Thank you.
intervine din nou Ionuț Bratu să-i despartă pe cei doi sportivi. Și a schimbat garda Constantin Armenga, nu mai merge cu acea stângă de întâmpinare. Nu este avantajat însă de lupta de aproape. Am avut așadar și repriza a treia, greu de departajat cei doi sportivi. Nu vor avea o misiune deloc ușoară cei trei arbitri. Revedem acea fază care i-a amuzat pe spectatori. Obișnuit din artele marțiale, Bratu a rovit repetat. Îl avem în imagine pe, l-ați avut mai bine zis, pe Marian Bratu, 39 de ani. Iată-l și pe Constantin Armenga, 40 de ani. Ultima repriză care cred că poate fi decisivă în stabilirea unei decizii. Constantin Armenga este sportivul al cărui short are brâul alb. Îi atrage atenția Ionuț Bratu lui Armenga să nu mai boxeze cu capul înainte. A revenit la garda anterioară. Armenga este mult mai obișnuit cu lupta în ring decât Marian Bratu, care provine din artele marțiale. Știe mai multe tricuri, să spunem, mai multe lucruri, să spunem, care îl ajută în luptă pe Armenga. A intervenit din nou Ionuț Bratu. Nu, n-a fost vorba de o lovitură care să-l dărâme pe Marian Bratu. A obosit și Bratu. A încercat mai tot timpul să se apropie, însă chiar când a prins distanța bună, favorabilă pentru el, nu prea a știut să o folosească. M-a experimentat totuși Armenga în ale boxului. O lovitură bună. Da. Și a adus aminte de tehnicile din jiu-jitsu. Marian Bratu și l-a proiectat pe Armenga, vizibil afectat de această turnură pe care a luat-o lupta.
sportivitate însă în ring, doamnelor și domnilor, până la urmă este doar un sport greu de făcut diferența între cei doi sportivi. Chiar sunt curios să văd decizia celor trei arbitri judecători, Laurențiu Bașchir, Gheorghe Vasile și Bogdan Teodor. Să vedem pe cine l-au văzut ei învingător. Am revăzut această proiectare din mai multe unghiuri. A fost și o lovitură bună acolo a lui Bratu, care și-a dorit foarte mult victoria, însă să vedem. Învingător la punte, decizie în unanimitate, Colțul Roșu, Marian Bratu! Da, învingător la puncte Marian Bratu. Cred că totuși arbitrii au apreciat spiritul, să spunem, mai ofensiv al lui Bratu, care a câștigat până la urmă acest al șaptelea său meci la profesioniști. A fost totuși, cred eu, un meci strâns, un ușor avantaj pentru Bratu,